Doamnelor și domnilor, până să mergem la acea parte mai simpatică și mondenă a emisiunii, avem de a face cu o dramă pe care vreau să o detaliem chiar acum. Marele actor Constantin Codrescu, pe care generația celor de 50, 60, 70 de ani și-l aduc aminte cu mari, mari roluri în cinematografia românească și nu numai, a ajuns la un moment de cumpănă. Plecăm de la un mesaj pe care Anca Codrescu l-a pus cu acum foarte scurtă vreme. Hai să vedem mesajul, după care, după ce veți vedea acest mesaj, vom oferi și detalii ale acestei povești, că poate nu o știți. Ziua mea, ziua cea mai tristă, 14 aprilie, prima oară, zi în care tata nu îmi șoptește suav la mulți ani Ancuții, voce blândă, creștină, curată, sufletește, știu că mă iubeai și chiar dacă aici pe pământ influențat, păreai că nu. Of, singura dorință azi de ziua mea este că aș fi dorit din tot sufletul meu orfan acum să te cobor un minut, tată, și să-mi dai acea mângâiere părintească, oricât de mică. Odihnă veșnică și ție, tată, la mulți ani triști pentru mine. Spune Anca Codrescu, dorind practic și anunțând că chiar își dorește să renunțe la această viață îngrozitoare, pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața ei este o continuă dramă. Haideți să vedem acum, înainte de a intra în legătură cu cele două părți care se află în conflict, ultima soție a lui Constantin Codrescu și fica acesteia, cu declarații incendiare. Hai să vedem povestea. Fata regretatului actor Constantin Codrescu, Anca, se luptă pentru avere cu văduva acestuia. Tânăra a angajat un avocat pentru a afla ce avere a lăsat tatăl ei, care a înfiat-o când era mică împreună cu o altă soție, Ildico. Aflați ce a descoperit Anca Codrescu numai la Exclusiv VIP. Există un testament sau nu? Anca Codrescu susține că tatăl ei o iubea, iar ultima dată când a vorbit cu el a fost anul trecut în noiembrie, cu o săptămână înainte de a muri. Tânăra a îngenchiat în fața actorului. Înainte, o săptămână, când l-am sunat, mi-a zis că este mai bine și a fost luat de urgență cu o salvare și că i-au dat niște vitamine care pare că se simte mai bine și că a început să mănânce. Mi-a zis că o să se trebuie să se ridice, să se în supragerii ca să se uite la televizor. Și am îngenchiat în fața fatului meu, i-am luat mâinile. Am vrut să-i salut mâinile și să spun, iată-mă, tată. Am făcut să pun o mânuși și după aceea când am văzut și cealaltă, nu m-a lăsat. Apartamentul în care a locuit fosta soție a acestuia, Ildico, ar fi fost vândut, iar partea ce îi se cuvenea, Ancăi, ar fi luat-o regretatul actor. Ce spune văduva actorului, Vasilica Codrescu, aflați numai la Exclusiv VIP în câteva momente. Ați urmărit acest subiect de-a lungul anilor, am făcut o scurtă aducere aminte pentru cei care nu știu despre ce este vorba. Este vorba despre lupta dintre femeia care a petrecut ultimii pași lui Constantin Codrescu, este vorba de soție, și fiica lui, care spune că a fost îndepărtată încetul cu încetul din motiv, cu acuzații extrem de grave. Anca Codrescu se află acum într-o situație alarmantă din punct de vedere sufletesc și nu numai. Anca este alături de noi. Salut, mână, Anca! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce se întâmplă cu tine acum? Aștept cu credință în Dumnezeu ca până la urmă
să-mi fi lăsat și mie ceva tatăl meu, după cum a spus doamna Codescu în testament, că avem toți egal. Dar eu una cred că nu o să fie cine știe ce. De ce? Fiindcă dânsa în nenumărate rânduri de câte ori am fost acolo, spre exemplu, ultima oară mi-a spus că a fost dat către fratele meu cel mare de cruce una din case și atunci, după câte am înțeles, un teren care s-a vândut înainte cu câteva luni să moară tatăl meu și atunci, atrăgând linie, nu mai e cine știe ce. Sau nu ar mai fi cine știe ce în testamentul tatălui meu. Bun, te rog, Anca, din câte îmi spuneau oamenii din echipa noastră, ai ajuns la un moment în care ai obosit, ai abandonat, simți că viața asta nu mai are niciun rost. Nu, am doi copii, pentru ei trăiesc, Doamne ferește, dar pur și simplu, nu știu, de multe ori mă gândesc, nu știu dacă e drept sau nu, că sunt mai orfană decât eram înainte de a mă adopta tatăl meu. Am rămas fără nimic, pur și simplu. Am rămas pe drumuri. Nu arunc vina pe tatăl meu. Am și pus pe Facebook între ghilimele, poate influențat, poate. Nu pot să spun că cu toată credința dânsului sau din proprie, din forța voluntă a dânsului, m-a lăsat fără nimic. Nu pot să spun lucrul acesta. Vreau să te întreb dacă de ce soția domnului Codrescu nu te-ar iubi? Asta mi-a demonstrat-o de fiecare dată. Dar de ce nu te-ar iubi? Nu trebuie să o spun. Nu știu, asta o puteți întreba pe dânsa. Eu nu pot să răspund în locul dânsei, dar asta am simțit-o. Și... Nu am ce să spun. Imediat... Sunt multe amintiri. Da, imediat o să vorbim și cu Anca despre ce are de gând. Apropo de multe amintiri, e una care, pe care o simți ca fiind foarte dureroasă și te macină? Da. Care? Sunt acele cuvinte când mi-a spus că niciodată și nimeni nu va ști că exist și că sunt fiica actorului Constantin Codrescu. Asta mi-a rămas. Păi, cum ar fi putut să facă lucrul ăsta, că nu prea înțeleg? Nu știu, nici eu. Eram copil. N-aveam mai mult de 12 ani. Puțin timp după ce a murit mama mea adoptivă, Ildico Codrescu. Nu știu de ce a spus aceste cuvinte. Tatăl tău n-a avut de-a lungul atâtor ani nimic de spus legat de această dorință de a te elimina moral, ca să zic așa? Sigur, i-am spus de nenumărate ori, de câte ori venea tata de la teatru, că asta a fost profesia tatălui meu. Tata, eu nu sunt bine. Și când o întreba sau de față cu dânsul, lucrurile se schimbau, da? Cred că se înțelege la ce mă refer. Și atunci tata nu credea 100% ceea ce spuneam eu, cu lacrimi care mă ardeau pur și simplu pe obraz. Da. Bun. E momentul să auzim ce spune și partea cealaltă. Doamna Codrescu intervine chiar acum. Să o auzim. Am lăsat soțul un testament. Ce le revine prin acel testament și cum ce decide legea, aia primesc. Și de ce i-a lăsat ceva și Ancăi? Păi la toți le-a lăsat egal. Uh-huh. De fapt, soțul mi-a lăsat mie. Uh-huh. Da, au dreptul, dacă sunt de acord cu testamentul, le revine o cotă parte. O cotă parte. Uh-huh. Sigur că da, eu sunt de acord cu toate. Nu... Uh-huh. Eu n-am trăit pentru avere, nu știu cum să vă spun. N-am Dar ați deschis, deci să înțeleg că succesiunea... Să înțeleg că succesiunea este deschisă. Succesiunea a deschis-o unul din copii, doi a fost de acord, Ancuța a fost plecată, a făcut asta șourile care le-a făcut, i-a spus că are aceleași drepturi cu copii, dacă vin să fie de acord cu testamentul și primesc toți trei aceleași cotii parte, am zis și anul nici ceea ce spune. Mama a
crescut alături de copiii ăștia doi care eu le-am dat viață. Am fost înfiată de puiuri de iubii, sunt copii după ce m-am căsătorit cu domnul Codrescu acum 40 de ani, am fiat și pe ei. Și ce vom dispune? Deci, practic, câteva luni a stat cu Ildi și după aceea în vacanță a adus-o la noi și aici a rămas că n-a mai venit să o ia. Mama n-a făcut nicio diferență între ei. Din contră, am ajutat-o mai mult că ea a avut probleme cu copiii. Am născut fetița aia cu gură de lup, am fost cu domnul Cosescu pe la spital, am ajutat-o. Am fost la ea acolo acasă, nu-i lipsește nimic. I-am căzicie, ei nu-i lipsea nimic. Bărbatul ăla ei nu bea, nu fumează, nu bătea. Cum e Anca? Da, acum am aflat vestea că masa succesorală a fost deschisă. Eu nu am fost anunțată, nici avisată. Uitați ce chestie. Da, așa se întâmplă ca oamenii să află unor de la televiziune ce se întâmplă cu familiile lor. Da, mulțumesc frumos. Ceea ce este foarte grav. Pe de altă parte, reținem însă că doamna spune, toți o să aveți părți egale. Și doi, eu am ajutat-o pe fata asta foarte mult. Și când a fost cu copilul, de ce o fi renunțat la soțul ei? Ce zici? Am renunțat la soțul meu, fiindcă era o căsnicie care nu se mai putea duce. După cum bine știți, acum nu trebuie să mai readuc aminte căsnicia pe care o aveam. A fost. Și nu doresc să mă întorc la momente și tot ceea ce s-a întâmplat în căsnicia mea de 18 ani. Da, ce adevărat, m-au ajutat, poate că de pățănicie, poate că de, nu știu, da, ceva m-au ajutat. Nu pot să spun cu tot ce m-a ajutat în casa fostului soț, că toate au fost din apartamentul care l-au vândut din București, sectorul 6, deci produse, mobila și tot, care erau deja folosite, mă rog, deci nu trebuie să mai mi-aduc aminte. Bună oară, fetița mea, fata mea, că acum are 26 de ani, dar în inima de mamă știți cum e, că copiii ne vede mereu cu mici. A sunat-o pe dânsa până să se stingă tatăl meu, până să plece tatăl meu dintre noi și a rugat-o să o ajute cu financiar, fără ca noi să știm, adică nici mama ei, nici tatăl ei. Dar dânsa nici nu a recunoscut-o cine este la telefon. Care Nicoleta? Nu cunosc nicio Nicoleta. Până i-a spus, eu sunt Nicoleta. Uf, bunii, cum de nu mă cunoașteți? Și bineînțeles că nu a putut să o ajute. Aruncând pe, dar mama ta acolo în Spania ce face? Da, tatăl tău, mama mea zice că așteaptă să-i dea diagnosticul de cancer. Nu vreau să o mai supăr cu ale mele. Dar cred că ați putea să mă ajutați și pe mine, că și noi suntem nepoții lui Bunelu, nu numai berișorii noștri, care nici nu au niciun contact cu ei. Deci, și bineînțeles, rezultatul a fost nul, nu a ajutat-o cu niciun leu. De ce spune din nou, nu știu, mama ta vitregă sau nu știu cum să-i spun, altfel... că nici tu nu prea știi ce spui. Adică da. Vrea să sugereze că ești, adică ești rătăcită un pic așa. Da, că așa avea probleme, după cum a spus și la colegii dumneavoastră, că nu știu dacă pot să pronunț. Nu, am mai spus postul, da. Da. Deci eu una cred că deocamdată, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine echilibrată și cu picioarele bine puse pe pământ. Dar atâta suferință pe care am avut-o, pur și simplu, nu mai poate sta aici, în suflet. Atâtea palme, atâția pumni care mi-am primit. Nu. Deci, coșmaruri. Da. Copilăria mea... Și nu sunt câteva luni care am fost cu mama mea adoptivă, Iudica Codescu, mă iubea foarte mult. Îmi făcea comenzi de... venea un designer în casă, de îmi făcea îmbrăcămintea, nu mi-a cumpărat din magazin. Nu poate să vorbească așa ceva de mama mea adoptivă. Am fost cu dânsa 2 ani, 2 ani de vis. 2 ani de vis.
Anca, există? Pentru că doamna Nisine nu știe ce fac. Ca să fie o acuzație totalmente gratuită pe care să o putem categorisi ca atare, când spune că nu știe, ai avut vreodată vreun diagnostic sau ai fost la vreun doctor și a spus, domne, ai avut vreo tulburare? Nu, 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 n-am nefrești. Nu. Atunci... Nu am așa ceva, Dumnezeule. O pot confirma copiii mei, o pot confirma... Gata, nu, nu. E regulă. Dacă asta am vrut să știu. Sunt în stare să fac ceea ce fac aici. Să-mi este normal? Este normal? Din momentul ăsta este doar o părere subiectivă, da? Bun. Sigur. Mergem mai departe pentru că doamna Vasilica mai are câteva lucruri să spună. Da. Nu-mi ia mama drepturile lor, Doamne ferește. Da, da, da. Iau că vreau că nimic nu e plecat, mi-a luat domnul Codrescu, aia iau și eu. Să nu frumos să facă astea memoria. Pui, a crescut trei copii care n-au fost al lui și i-a iubit ca și cum n-ar fi fost al lui. Nu știu de ce fostul asta face. Ce pot să-i spun? I-am vorbit cu ea. A fost aici și când trăia puișor și am vorbit cu ea după, nu e numai minciuni. Dar e adevărat că i-a spus că a luat ea un tablou, că ar fi furat ea un tablou? Nu mă înțelește. Ce să iau un tablou? Eu am întrebat-o, am cum ai fost cu fața acolo și ai văzut cum fața tabloului în zi, că era pe pereți când am avut un musafir, am vrut să-i arat și nu mai era. Mai târziu când a făcut copii, acolo a găsit căzut în spate. Am întrebat-o doar, nu i-am spus când a luat ea sau altcineva. Ce zice Anca? Înțeleg că mama nu dorește drepturile copiilor. Și atunci de ce crezi că această împărțire n-ar putea să fie echitabilă? Nu, echitabil o să fie. O să fie această împărțire, să zicem așa, între paranteze, a ceea ce a mai rămas. Nu știu dacă mă înțelegeți. Tu vrei cu alte cuvinte, tu vrei să spui că până la împărțire anumite bunuri au fost înstrăinate. Ori exact. În timpul vieții domnului Codrescu... A mai fost un cazul celebru, n-are rost să spunem acum că toată lumea s-a prăpădit. Ileana Ciuculete și... În ziua în care Ileana Ciuculete s-a prăpădit, o parte din banii pe casa respectivă au plecat către contul personal al lui Cornel și băieții au rămas fără. Putem spune că există un fel de paralelă între aceste două după feluri de a acționa? După spusele atât mie cât și fetiței mele, da. Fiindcă asta ai dovezi? Spus când am fost în aprilie. Ai dovezi? Eu... Nu, dovadă decât că poate să spună fetița mea să confirme același lucru, da? Deci suntem două. Când am fost ultima oră de Paști, mi-a spus mie și după aceea a coborât fata cu dânsa la curte și i-a spus și fetei. Din cauza asta am spus că mi-a spus că i-a fost dat băiatului cel mare, al fratelui meu cel vitreg, Paul, casa de la curte. Și i-am spus, zic, păi, de ce s-a întâmplat? Că, mă rog, normal că sunt și eu curioasă, fiindcă a avut grijă de tătuțelul și o să aibă grijă până Dumnezeu o să zică și o să decidă să se ia de-a dreapta dânsului. Și asta, acest lucru mi-a spus, că casa de la curte este dată pe numele lui Paul. Vreau să te întreb ceva, Anca. Nu mergi către instanță? Pentru că sunt lucruri pe care poate poți să le lămurești cu ajutorul instanței. Da, eu am încercat. Ce ai de gând să faci? Cu un avocat, dar acum avem o surpriză prin ceea ce a spus acum doamna Codrescu, că deja masa succesorală a fost deschisă, cred că e recent deschisă, fiindcă eu acum o lună și jumătate am făcut verificarea dacă s-a deschis de către cineva masa succesorală la biroul notarilor publici din București și mi s-a răspuns printr-un e-mail, nu mie, domnului avocat personal, că nu a fost deschisă deocamdată de nimeni, de nicio parte de membrii familiei și atunci a fost deschis destul de recent, cred că înainte de Paști, normal că nu se lucrează. Dar nu am fost informată, nu m-au sunat, da. Nu, deci pur și simplu.
Da. Anca, asta e ciudat, că nu ai fost informată. Îți propun să continuăm acest subiect. A fost o informație importantă în acest caz. Anca Codrescu nu știe ceea ce se întâmplă cu acest proces. Noroc cu emisiunile de televiziune. Poate că ar fi bine ca părțile să se pună. Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta. O să revenim la acest caz care dezbate veșnica problemă. Cum împartem bunurile când o parte din familie parcă e mai puțin familie decât restul familiei. Exact. Mult succes, Anca. Am să ne auzim. Am fost oaia neagră din familia tatălui meu. Ne pare rău. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu alte subiecte senzaționale. Ne întoarcem.